Lumea filmului este în doliu astăzi după ce o actriță talentată, în vârstă de doar 30 de ani, s-a stins din viață. Tragedia vine după ce tânăra a primit un diagnostic greșit din partea medicilor, care au susținut că se confrunta cu anxietate. Cu toate că Emily Chesterton s-a prezentat la medic plângându-se de dureri de gambe și dificultăți de respirație, medicii au diagnosticat-o greșit cu anxietate și au prescris greșit medicamente, contribuind astfel la tragedie. În realitate, problemele ei de sănătate erau mult mai grave, iar ea a murit subit după ce a suferit un stop cardiac. Vestea a șocat întreaga industrie cinematografică, colegii și fanii actriței fiind profund îndurerați de pierderea prematură. Oamenii legii au declanșat o cercetare pentru a afla cu exactitate cum s-au ocupat cadrele medicale de starea pacientei și dacă s-au produs erori în diagnosticarea și tratarea ei. Moartea actriței ridică din nou problema erorilor medicale, care pot avea consecințe tragice. Este esențial ca sistemul medical să fie îmbunătățit pentru a se evita astfel de drame și pentru a se oferi pacienților o asistență medicală de calitate. Mama lui Emily Chesterton, Marion Chesterton, și-a exprimat profundul regret în urma pierderii fiicei sale, sublinind importanța consultării unui medic complet calificat. Sincere condoleanțe familiei!